O nouă sesiune de evaluare îi așteaptă pe elevii clasei a 12-a, cea la informatică. Astfel, proba de evaluare a competențelor digitale a început azi și ține până vineri 24 iunie. Fiecare elev va primi un chestionar cu câteva întrebări din domeniul IT legate de termenii de specialitate, moduri de operare și programare. Subiectele diferă de la un profil la altul. Cei care sunt la profilul uman, de pildă, vor avea subiecte mai ușoare față de cei care studiază la profilul matematică, informatică sau tehnologic. Elevii vor susține probele scrise între 4 și 8 iulie, conform calendarului Ministerului Învățământului. Următoarea probă în ordinea examenelor va fi cea de limbă străină, între 27 iunie și 1 iulie. Rezultatele finale ale tuturor probelor vor fi afișate pe 16 iulie.